Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! La Viața Bate Filmul, Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim despre ce vorbește toată Europa. Ba nu toată Europa, toată lumea. Despre criză, da, v-ați dat seama. Sau despre cum să ieșim din criză, sau despre cum să remediem aceste probleme provocate de criză, sau despre cum să întârziem efectele sale. Cine mai știe, că nu mai înțelegem. Vorbim și noi, ca din cărți, uitându-ne la TV, nu? Mai exact despre ce vrem să vorbim, despre întâlnirea mai marilor Europei, despre toți conducătorii statelor care fac legea în Europa, sau cel puțin așa zic ei, sau domniile dumnealor. Vrem să aflăm ce părere are suceveanul despre toată această poveste. De ce acum s-au găsit niște răspunsuri la o bucată de noapte, la miez târziu în noapte? Da. Îmi aduc aminte de multe lucruri de la limba și literatura română. Cum că noapte e un sfeșnic bun. Oare o fi chiar așa de bun? E delicat. Noastră. Nu, dragă, nu criza. Mai mă vrei că tu ești pe cu criza. Criza prost. Nu vedeți ce prețuri sunt și ce foarte prost. Nu trecem sigur. Se zice că la noi e și mai greu. Dar cine știe? Domnule, ce să vă spun? Adică criza este... Domnule, noi am scăpat de un sistem care îl condamnă și l-a condamnat toată lumea. Eu nu spun că a fost bun, dar e mai bun adică sistemul ăla, că avea băncile lui, noi eram, domnule, nouă ne trebuie la români și poate și la alte popoare, ne trebuie dacă de dictatură, indiferent. Noi să-i punem la treabă pe toți, să terminăm cu foce. N-a scăpăm niciodată și este. E prost conducerea. Adică nu prost, rău... Ce criză? Că eu știu din 89. Din 89. Că jvanarul ăsta știe criza din 89. Mi se pare o chestie civilizată. Așa. Și cu asta, gata. Am auzit ceva, dar chiar nu știu. Ce că ei spun că, vezi, Doamne, am fi trecut, dar Dumnezeu cu mila, nu se știe. Niciodată nu se știe. Domnule, da, au salvat Grecia. Dar până la urmă, că, mă rog, sectorul privat se spune, dar toți vom plăti cât e puțin. Noi ăștia pensionari deja plătim încă dinainte de a hotărâ ăștia de la Uniunea Europeană. Și de... Ce să spun? Vreau rău lume. Pun la cale numai interesele lor. Hai. Știi ce spun eu? Am stat 8 ani în Italia, eu sunt căjvânar. Întâlnirea asta care promovă... Nu. De ce? Suntem în sărăcie. Suntem sclavi. N-am știut să rezolvăm problemele sociale întotdeauna. Am distrus tot ce era frumos. Poate cât de cât, dar nu știu în ce măsură. Nu prea le-am cu politica și n-am ce... Chiar nu prea urmăresc. Așa, din ce aud. Eu bănuiesc totuși că sunt niște capete care au gândit că și tocmai că în primul rând se salvează pe ei și asta, sistemul, că altfel s-a dus cu economia de piață. Nu, au interes pe care și-l urmăresc. Nu pentru binele populației, pentru binele lor. Știi ce-mi pare mie rău de UE? Că nu suniți. Vezi că englezii vă vor să iasă din UE, nu? Eu în Italia am fost din 2000. Le pare rău și acum după moneda lor națională, cum ne pare nouă după suta aia noastră, să știți. UE știi ce înseamnă? E niște oți care mai iau niște bani acolo, îți spun eu. Uite că jvanarul ăsta poate să-l vadă toată lumea. Da. Pentru că eu am fost membru partid. E legată. Eu am avut în viața asta cam multe chestii în adrăvânim. Cine știți? De-a lor, îți mușamalizat prostii de-a lor și știți cum e. O mână spală pe alta și amândouă spală fața. Și când deprinde ceva, zici gata, am ieșit. Și ei, noi suntem îndatorii și în cât până în gât. Doamne, îmi puneți niște întrebări la care nu vă pot răspunde. Doar ei v-ar putea răspunde. Nu știu eu. Și-au făcut niște socoteli. Și au cântărit. Și e mai bine pentru ei, în primul, nu pentru noi, așa că... Tot,
toate trebuie să se întâmple acum, într-o vreme ca asta. Așa e menit să se întâmple. De ce? Ei știi ce fac? Ei au făcut niște salarii pentru ei, ai înțeles? Firesc să-i doare capul de ceilalți. La agricultură ce s-au rezolvat? Chioscă jvanari. Ar fi bine, dar să fie salariile cum e în Europa. Nu ca la noi, că iei un 7 milioane, 8 milioane în mână și ce? E 100 și nici 200 de euro nu e. Și ce faci cu ei dacă sunt așa de scumpe toate? Foarte prost. Da, dacă s-ar mai măcar 500 de euro să ai salari, măcar. La ce prețuri sunt și nu vedeți, uite, căldura, chiria, întreținerea, toate scumpe, toate, e greu, e foarte greu. Da? Na, ce să facem? Uite cum eu am o rată la bancă, la apartament, aproape tot salariul dau acolo. Și mai mănâncă, noroc că lucrează soțul și... Ce să-i faci? Ne descurcăm cum putem. Să avem, să dea Domnul să avem unde lucra? Că dacă este, cât de puțin e bun, e bine primit. Păi, domnule, l-am auzit dimineața pe Sarkozy, președintele Franței, că Grecia, care e acum mărul discorde, care el a fost, adică nu trebuia să fie primit în zona euro. Bănuiesc. Noi o să fie mai greu acum, chiar că dacă o să vrem, probabil că trebuie să îndeplinim niște condiții. Depindem de alții. Deci noi și așa și acum nu ne descurcăm. Tot depindem de alții și așa că da. Niciodată nu va fi bine. De intră euro la noi, noi suntem pierduți și așa. Dacă mai intră moneda euro, ne-am pierdut cu tot. Avem multe de spus despre Uniunea Europeană, se învață foarte multe lucruri la tot felul de cursuri, nu mai spunem de cei de la științe politice, cam câte învață. Și mi-aduc aminte de un coleg de-al nostru, care terminând științe politice și continuând tot cu științe politice, mergând mai departe și licență și masterat, ținea foarte, foarte tare cu, între ghilimele, cu dreptatea din Uniunea Europeană și cu dreptatea și egalitatea pentru toate țările membre. Însă trebuie să nu uităm un lucru, în orice stil și în orice variantă, orice regim ar exista într-o țară sau într-un conglomerat de țări, întotdeauna vor fi și câțiva mai tari, nu? Asta e clar, iar interesul lor va fi să rămână tari sau să se facă și ceva mai tari. Nu spun eu nimic nou. De ce s-a salvat, și eu spun între ghilimele acest cuvânt, Uniunea Europeană în momentul de față? De ce e așa de târziu? De unde revelația asta nocturnă? Cine știe? Camil Petrescu, cred că el ar putea să ne spună mai multe despre nopți și despre cât de importante sunt pentru revelație. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.vbf.ro sau SMS-uri la 0744-238830. Pentru Viața Vate, filmul Steve. Locuința sau sediul firmei dumneavoastră au nevoie de toată atenția. Au nevoie de o experiență de 2 decenii în construcții. Au nevoie de Eddy and Construcții. Vă oferim tâmpărie din lemn și lemn stratificat cu cele mai bune profile folosite. Veca. Dacă optați pentru tâmpăria PVC, vă recomandăm designul sistemelor Softline de la Veca. Acoperișul trebuie să fie cel mai bun. Lindab Authentic. Ridicăm rapid și sigur hale metalice. Eddy and Construcții. Ne lăudăm cu realizările noastre. Unde poți face nunta visurilor tale? La restaurantul Brândușa. Vă oferim decorarea sălii gratuit. Pentru lunile de iarnă avem reduceri de 40%. Vă punem la dispoziție o experiență vastă și peste 300 de locuri pentru invitați. Nu uitați de meniul zilei. Mâncare ca la mama acasă pentru toate buzunarele. Vă așteptăm pe Calea Unirii, numărul 233 bis. Telefon 0748 103 889.